Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunteți în direct la A Patra Putere. Este 19 și 4 minute. O să discutăm în această seară tot despre schimbările de la complexul energetic Oltenia. Numirea noilor supraveghetori ai companiei energetice a creat așa o nebunie în județul Gorj, a creat dispute politice. Era atmosfera asta de vară și de concedii, însă acest subiect i-a trezit din amorțeală pe politicieni, pe reprezentanții partidelor politice. Ați văzut după emisiunea de seară, aseară de la Tele3, aici unde l-am avut prin telefon pe președintele PSD, Mihai Weber, o serie de reacții în spațiul public local. În această seară o să vă prezentăm în exclusivitate varianta de directorat, varianta noului directorat care circulă la această oră, numele care sunt vehiculate în Ministerul Energiei. Invitații mei din această seară, doamna Gabriela Târsu, președintele Organizației de Femei a ALDE Gorj. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și domnul Nicolae Davițiu, președintele Partidului Mișcarea Populară Gorj. Bună seara, domnul Davițiu. Bună seara. Pe repede înainte, vă dau doar câteva știri apărute astăzi, în presa de astăzi, după declarațiile domnului Mihai Weber de aseară de aici în emisiune. Domnul Weber spunea că nu poate sta pasiv și că astăzi urmează să aibă o întrevedere, o discuție cu premierul României Viorica Dăncilă, cu președintele ALDE domnul Călin Popescu Tăriceanu și cu ministrul energiei, domnul Anton Anton. Încercăm pe la 15 minute așa să luăm legătura și cu domnul Weber, să vedem dacă ne răspunde, poate chiar acum se desfășoară acea discuție. Reacții și de la politicieni locali, doar două reacții vă citesc. Deputatul Vulceanu, noul Consiliu de Supraveghere al CEO va însemna insolvența companiei, a spus deputatul de Gorj astăzi, iar domnul Davițoiu, tot într-o declarație dată presei, a afirmat că se așteaptă la epurări politice în complexul energetic Oltenia, iar replica domnului Iordache, liderul ALDE, a fost că vor fi făcute epurări profesionale. Cum vedeți povestea asta, domnule Davițoiu? Încep cu dumneavoastră, că am citit această declarație. La ce trebuie să mă refer? La declarația domnului Iordache sau la declarația pe care a făcut-o? Nu, să argumentați un pic declarația dumneavoastră, în primul rând. Păi da, tot timpul s-a întâmplat așa și este cunoscut că domnul Iordache de aia s-a și implicat în această poveste cu ALDE, pentru că îl interesează într-adevăr CEO. Este un om de afaceri, a care afacere depinde cea mai mare măsură de Consiliul Județean și de Complexul Energetic Oltenia. Da. Deci că asta este profilul afacerii cu care se ocupă. Normal și cam așa și este, pentru că orice om care se implică în politică este foarte clar că sub pretextul bancurilor pe care le auzim noi pe la așa de frumoase de la reprezentanții formațiunilor politice au în spate această luptă economică. Nu credeți că face vreunul că nu are ce face pe acasă și s-a apucat să facă politică de dragul de a face sau nu mai poate de cetățenii din județul Gorj sau de salariații de la CEO, pentru că niciunul dintre ei de-a lungul anului ați văzut că nu se referă decât strict în aceste discuții televizate sau în mass media la salariați sau la cetățenii din județul Gorj. În rest, real, nu fac nimic pentru ridicarea calității vieții sau schimbarea condițiilor de muncă pentru salariații la complexul energetic Oltenia. Bun, dar trebuie să facem precizările cuvenite și să spunem că domnul, firmele sau una dintre firmele domnului Iordache, la cum e chiar implicată, nu apare, este chiar implicat într-o dispută cu... Bun,
Dar nici nu apare oficial în acea firmă, domnule Rodache, dar să zic, păi el nu apare este cunoscută ca fiind a dânsului, are un contract cadru cu Consiliul Județean și acea societate derulează contracte și cu Complexul Energetic Oltenia, dar nu au fost controverse privind atribuirea vreunor contracte, au fost câștigate pe licitație. Este o licitație care este contestată de către o firmă de a câștigat-o, a contestat o firmă de-a lui Iordache. E groapa la care la asta mă refer și e dispută. Bun. În spațiu public au apărut aceste dispute, așa cum vă spuneam. Aș vrea și răspund și eu, domnule. Nu, nu mai un pic, doamna Tosu, principala, cum să zic, nemulțumire a politicienilor a fost aceea că au apărut în Consiliul de Supraveghere al CEU, așa cum vă spuneam, persoane care nu au experiență în domeniul energetic, pentru că toată lumea spune CEU este într-o situație grea și așa mai departe, dar au fost puși la CEU supraveghetori, adică unul din organismele de conducere pentru companie condusă în sistem dualist, oameni fără experiență, alții au folosit chiar și cuvântul neprofesioniști. Doamna Târsu. Vreau să spun, să mă refer întâi la ce spunea domnul Nicolae Davițoiu, că de-a lungul timpului s-au întâmplat schimbări politice la companie și de altfel e de notorietate faptul că schimbările s-au făcut politic în majoritatea instituțiilor. Fie că ne place, fie că nu, deși legea nu ar fi permis asta, în realitate așa s-au întâmplat lucrurile. Vin să vă spun că eu sper și am încredere că în contextul și în măsura în care va depinde de colegii mei, în speță de Marius Dumitrașcu acum, lucrurile nu se vor întâmpla așa și exact cum spune și domnul Iordache, se va ține cont de profesionalismul unor oameni. Pe de altă parte, în ceea ce privește interesele domnului Iordache în zona asta, gândiți-vă că totuși domnul Iordache este o figură cunoscută în Gorj de foarte mult timp. Dacă ceva ar fi fost în neregulă, gândiți-vă că a făcut obiectul de-a lungul timpului mai multor plângeri penale din partea cui nu i-a plăcut de fața lui. Dacă niciodată, în niciun context, domnul Ion Iordache nu a avut absolut nicio consecință juridică, dacă domnul Ion Iordache în momentul de față nu mai este implicat în niciun fel în firmele la care dumneavoastră faceți referire, consider că este tendențios să amintiți mereu aceste lucruri, doar în contextul unor discuții care vă pică bine. Acum înțeleg nevoia asta de a încerca să pătezi pe oricine este în spațiu public. Să putem să și discutăm ca să de faceți un nu, program. Nu, eu spun care e punctul meu de vedere și nu v-am întrerupt, v-am permis dumneavoastră să vă exprimați punctul dumneavoastră de vedere. Punctul meu de vedere este că întotdeauna în spațiu public și-au dat cu părerea despre complex energetic Oltenia oameni mai mult sau mai puțin bine intenționați, mai mult sau mai puțin profesioniști, mai mult sau mai puțin cunoscători în domeniu. Singura mea legătură cu acest domeniu este prin natura sutelor de emisiuni făcute cu lideri de sindicat, cu angajații ai companiei. Eu nu sunt un specialist în minerit și energie, dar cunosc situația companiei pentru că trăiesc în Gorj de atâta vreme și, așa cum vă spuneam, am avut ocazia de-a lungul timpului să vorbesc cu oameni foarte bine pregătiți în domeniu și cu oameni mai slab pregătiți. Doamna, revenind la întrebarea dumneavoastră în ceea ce privește controversele cu privire la Consiliul de Supraveghere. Vreau să vă spun și, dacă îmi permiteți să-mi finalizez ideea, după aceea putem să dezbatem pe ea, că ALDE nu s-a implicat niciun fel în numirea membrilor Consiliului de Supraveghere. Nu avem și nu ne asumăm aceste numiri în Consiliul de Supraveghere. Este adevărat, două dintre persoanele care sunt în Consiliul de Supraveghere, v-am rugat să mă lăsați să termin ideea, după care dezbatem. Două dintre persoanele care sunt în Consiliul de Supraveghere sunt colegii de-ai noștri. Unul este Marius Dumitrașcu, care dar face obiectul emisiunilor de atâta timp. Un pic, vă spun cu ce s-a întâmplat. Dacă îndepuneam CV-ul, eram selectat în Consiliul de Supraveghere. Depinde de CV-ul dumneavoastră, domnule Matei. Depinde de CV-ul. Așa mă gândesc, că depinde de CV-ul dumneavoastră. Păi nu e nicio diferență între mine și niciunul din cei din Consiliul de Supraveghere de acum. Știți de ce? Nici eu și nici ei nu avem nicio legătură cu energia.
Știți de ce spuneți asta de câteva zile, v-am urmărit. Așa. Și n-aveți... Păi vă aduc un argument, de exemplu... Pe-al cui CV vreți să-l citesc? Pe-al domnului Marius Dumitrașcu, pentru că despre el a și fost vorba în ultima perioadă. Da, până îl găsește. Așa, că mai avut odată o dispută, alegerile parlamentare, și v-a spus că ați venit cu niște ageamii. Și tot la fel ați încercat să te convingeți că niște profesioniști. Vedeți că lumea nu i-a apreciat și le-a dat un, cu greutate, cu munca unor organizații, un 4%. V-am spus și atunci. Cimitirul elefanților l-a spus pe listă. Oameni așa care n-au nicio legătură, știți, cu europarlamentarii. Nici dumneavoastră nu ați avut, nu cred că v-a întrebat cineva la modul în care puteați decide cine va fi pe lista PMP la nivel național. Noi fiind o organizație nouă, nici măcar de vechimea pe care o avem astăzi în PMP. Noi am votat pe cine am pus pe listă. Bun, nu am avut un cuvânt de spus în ceea ce privește lista. În schimb, în ceea ce privește numărul de voturi obținut de ALDE, ALDE Gorj a avut un cuvânt de spus. Dar ați încercat să te convingeți pe noi că în continuare consider că față de mulți dintre cei care au ajuns acum în Parlamentul European, oamenii cu care venise ALDE în față erau mult mai buni profesioniști. Și asta se va demonstra în rezultatele noi legislatori. Mie bruiați desfășurătorul emisiunii. Domnul David, ce vreți să citesc? Negociații. Ce vreți să citesc din CV-ul domnului Dumitrașcu? Experiența dânsului și legăturile dânsului cu profesionalismul. Profesionalismul. Începem cu început. Primul punct. Experiență. Vă rog. Proprietar societate de transport noiembrie 2016. Prezent. Păi nu, stați. Doamna, de ce își ascunde numele societății? De obicei se scrie proprietar SC... Rândunica. Rândunica SRL. Dar cu ce vă... Dacă știați noastră că este vorba de SC Rândunica, cu ce ar fi schimbat percepția dumneavoastră? Vedeam și noi că percepțiile manageriale ale domnului Dumitrașcu. Nu-i problemă, pot să vă răspund amândurora, dar nu concomitent. Că mă aud pe mine în gură, în cască, în ureche, pardon, și nu mai ne înțelegem pe aici. Deci, dacă vedeam societatea, vedeam noi ce cifră de afaceri a avut, număr de angajați, ne făceam o idee despre capacitățile manageriale ale domnului Dumitrașcu. În contextul că dacă în care... ai condus un SRL bine, fie ești de apartament, poți să îți dai cu părerea firma și la firma domnului Dumitrașcu nu este o firmă de apartament. Firma domnului Dumitrașcu este o firmă care are succes și rezultate foarte bune. Este la alegerea, este la latitudinea dânsului, nu este ascunsă. Păi este, ce este? Offshore sau n-am înțeles? Nu e vorba de offshore, domnule, Claudiu Matei. Dacă permite și mie să duc o idee până la final, aș putea să vă spun că e alegerea domnului Dumitrașcu dacă va face public numele firmei și se va supune, vă asigur, tuturor regulilor impuse la nivelul Ministerului Energiei. Mâine îmi sacrific 70 de lei din buzunar, mă duc la registrul bonanțului și cer firmele. Sacrificați-vă, dacă mă credeți, eu nu știu să vă spun 48. În momentul de față numele firmei. Pe de altă parte, nu, dar nu mă interesează. Știu doar că are o afacere de succes și e suficient pentru mine. Să-l creditez. Dar eu nu vreau să-l cred până nu văd. Nu cred pe nimeni. Ba da, presa aia se întreabă. De ce? Credeți? Să vedem pe cine ce mă convine. Anume. Poate la un moment dat... Cum să credem, doamna Târziu? Pe nimeni nu credem. Dar pe doamna Georgiana Porumbel, de... când a fost în CS, tot așa ați căutat-o să vedeți la ce firmă de avocatură... Cred că erați în presă în perioada 2012. Da, eu am sesizat acest aspect în presă. Și cred că am scris de nenumărate ori, de toți cei care au fost în Consiliul de Supraveghere. Bun. Inclusiv ziceți-mi și mie cu ce a fost mai bun anteriorul Consiliul de Supraveghere din punct de vedere al pregătirii sau de supraveghere din perioada doamnei Porumbel. Nu stați să vă spun. Păi spuneți-mi din și mie. Din punctul meu de vedere și după aia îl lași pe domnul Davițiu. Pentru că nu vreți să citiți mai departe ca să faceți legătura între Marius Dumitrașcu și domeniul care activează în momentul de față. Imediat, vă rog frumos. 45 minute mai aveam. Mi-e greu să cred că veți avea timp pentru că încercați să induceți în spațiu public de câteva zile ideea că domnul Marius Dumitrașcu nu are nicio legătură cu mineritul și cu energia. Ceea ce este, cum nu se poate, mai fals și mai tendențios. Deci. De la înființarea CEO 31 mai 2012 și până în prezent, niciunul din Consiliul de Supraveghere nu a fost de Doamne ajută sau nu să fie cineva să zică, bă, gata, Gorjul e prioritar, CEO, cărbun, nimeni, nu, nimic. Au venit și au luat banii, indemnizații pe Barosane și în avansul și cam gata, corect, aveți dreptate. Da, unde e, bun. Mai departe, rapid. Ce scrie domnule? Comercial, ce zice aici? Manager la Vestas. A făcut niște parcuri eoliene, a construit domnul
Deci a construit, atenție, stați un pic să nu trecem ușor peste asta, da? Important, deci, un om, da, pe care noi avem bucuria să-l avem în partid, da, a reușit, de la nimic, era zero acolo, era un câmp, da, să construiască niște parcuri eoliene. Senzațional! Credeți că ăia care fac avioane, și Viorel Pecu, stați, că ăia care fac avioane, și buni piloți, și pe domnul David Țoiu, da? Buni piloți, ăia care fac avioane, doamna. Ce spuneți? Ăia care construiesc avioanele, crezi că și știu să le piloteze? Credeți dumneavoastră că știu să le piloteze? Nu văd eficiența acestei comparații pe care dumneavoastră o faceți. Ăla care construiește parcuri eoliene, adică are treabă cu energia. Dacă vă uitați, nu le-a meșterit dânsul. Da. Dânsul a fost cel care a coordonat acest proiect. Dumneavoastră de la autorizații. Și zidarul care încarcă o construcție mega arhitect. Dumneavoastră vă feriți să citiți ce scrie în CV, pentru că vă enumeră domnul Marius Dumitrașcu în CV tot ce a ținut, ce a făcut dânsul în această activitate. Vă rog, citiți că e doar bine, din punctul meu de vedere. Sunt patru rânduri, puteți să le citiți sau le citesc eu. Spun eu părerele în emisiunea, deși ar trebui să și le spună invitații. Mai ales domnul David Țoiu, care consider că ar fi trebuit să aibă prioritate. CV al domnului Marius Dumitrașcu, din punctul meu de vedere, nu se califica nici să intre în boardul unei companii domnul Claudiu Matei, cu tot respectul pe care vi-l port. De ce? Haideți să lăsăm pe oamenii care văd. Eu am făcut. Nu vorbiți suficient în fiecare zi? Este n-am mai fost de mult la emisiune, permite și mie să... Standard, dar unui CV, adică deci, știți ce? CV-ul ăsta, domnule Dumitrașcu, este înțeleg că al unui om de la țară. Nu e pe gustul lui domnul Boza, dar hai să vă întreb ceva. N-ar fi potrivit, domnul Claudiu Matei, n-ar fi potrivit să lăsăm pe oamenii care se uită la noi să-și formeze opinie proprie despre acest CV? De ce vă doare gura să-l citiți? Citiți-l, vă rog, oamenilor care se uită la noi. Nu pot să-l citesc, că nu are îl citesc eu, dacă nu puteți dumneavoastră. Nu pierdem niciun timp. Citim doar paragraful în care despre Marius Dumitrașcu citim următoarele la experiență profesională. Evaluarea documentației parcurilor eoliene furnizate de proprietari. Elaborarea documentației complete și specifice proiectului pentru dezvoltatorii de proiecte eoliene pentru proiectarea proiectelor bazate pe tehnologie la care facem referire. Crearea ofertelor comerciale pentru furnizarea și instalarea turbinelor eoliene bazate pe aceste materiale, oferite furnizorilor și de subcontractori. Negocierea contractelor împreună cu managerul de vânzări. Colaborare cu departamentele tehnice și juridice din țări din America, India și China. Participarea la târgurile interne și internaționale dedicate industriei eoliene. Au fost finalizate cu succes 4 parcuri eoliene, livrare și instalare turbine, contracte de mentenanță pe termen lung. Domnul Dumitrașcu este cel care a făcut asta. Înțelegeți? Pot să vă citești un paragraf? Cine garantează șmecherile? Păi nu, că eu nu sunt scelerat să râd. Păi da, dacă tot spune că își sacrifică și oameni de ștere, nu face o cerere completă. Mi-e pare rău că ați fost moderatoare și înghițiți broscuțe din ăștia la... A construit în 2011 propriul parc eolian în companie cu E.ON. Păi da, vorbiți de câteva zile și ați avut timp să faceți neprofesionism. Negocierea contractelor de furnizare și instalarea turbinelor este să vă ceară drept la replică și să vă dea în judecată, pentru că i-ați judecat, calitățile profesionale fără să aveți o competență în acest sens. Ba mai mult, având CV-ul domnului Marius Dumitrașcu, dumneavoastră nu l-ați citit niciodată public. Dacă ați vorbit, Marius Dumitrașcu în judecată? Ați vorbit? Nu. Deci nu mai asta e părerea mea, că așa ar trebui să se întâmple, pentru că în felul ăsta nu ajungem la o situație de normalitate. Eu nu mai comentez, mă dă domnul Marius Dumitrașcu în judecată. Domnule Claudiu Matei, da, așa e corect. Eu dacă vin și spun despre dumneavoastră, doar 4 ani din viața dumneavoastră e corect? La atâta vă reduceți dumneavoastră? Puteți să spuneți că orice... Deci aveți... Nu pot să spun asta, pentru că dumneavoastră sunteți mai mult... Publică. Sunteți mai mult de atât. La dacă fel și mare Dumitrașcu. Publică, dacă eu în perioada facultății am lucrat secretar la o firmă, asta înseamnă că acolo am rămas... Îmi permite să întreb pe domnul David Țoiu ceva? Vă rog. Domnule David, v-am tot îndemnat să-l... Ați auzit, doamne, de Facultatea de Energetică a Universității Politehnică a București? Există, nu? Da. La energetică se dă licența în cărbune, cum acreditează acum... Și este pe o pistă total greșită. Adică Bucurel Surupăceanu, dacă vinde energia anual de câteva sute de milioane, înseamnă că merită să fie director la CEO? N-are nicio legătură, vă spun. Energie pot să vând și eu. Dacă îmi dă cineva să fac un stoc de 4-5 milioane de euro... N-a vândut. Vorbim și am câteva relații politice și un laptop. O iau de acolo și un laptop. Dumneavoastră știți foarte bine situația din companie și că una dintre soluțiile pentru aceste companii, situația disperată în care este,
ar fi un mix energetic intern, da? Vorbim acum despre asta, că e vorba despre acele fonduri europene, poate ajunge cu ceea ce e la mix energetic intern, ce înseamnă? Bun. Adică să-și construiască... Nu, ce înseamnă intern? Da, vă explică domnul Matei. Intern? Când își face timp. Bun, în contextul compania ăsta... Compania să aibă, să producă și energie pe bază de cărbune și proiect solară la... și eoliană și poate de tot. Poate a pus Ionu Ciurel din 2012 să-și facă un parc foto. La emisiune chiar la doamna, i-a spus acolo... Că trebuia să-și facă pe coclaurile alea care erau timp, retrocedate, bun. Două parcuri fotovoltaice. În contextul ăsta, așa. În contextul în care CEO vrea bani europeni ca să poate să facă asta, vine un domn în minister care, ce să vezi, a făcut fix treaba asta. Și tu spui mie că nu e profesionist, doamna, în condițiile în care singura șansă pentru CEO se presupune că ar fi asta. Știți că sunt de genul ăsta care e tirat pe aici? De fapt, sunt dacă am fi corecție, mii. Am spune care e problema care? De fapt, domnul David Țăr. Ziceți, problema dați-mi de idee. Fapt este că s-au aranjat foarte bine lucrurile cu domnul Bozan Gorj. Și e mare, mare deranj că domnul Marius Dumitrașcu nu poate să fie abordat nici de PSD, nici de PMP, nici de domnul Claudiu Matei, vreți nici de domnul... vă rog, stai, să fiți să cum vreți. Sincer cu mine, vă rog. Mie îmi pare foarte bine că a ajuns Marius Dumitrașcu secretar de stat în Ministerul Energiei. Uh-huh. Și să dea Dumnezeu să aibă succes la Ministerul Energiei. Doamne ajută, și doresc. Comentăm pe aici, țipăm, urlăm. Foarte bine că a ajuns, să-i dea Dumnezeu sănătate și să aibă succes acolo și în Consiliul de Supraveghere la CEO. Cu o singură, cu un singur amendament. Vă rog, că de asta aici. Bun. Marius Dumitrașcu este ok și asta e... Da, ok. Noi ni-l asumăm transparent, e responsabilitatea noastră. Acum, până acum stăresc că nu, nici nu știți cum a ajuns acolo. Nu, stați un pic. Ne-a aburit despre noi că a ajuns prin niște proceduri de selecție. Mă, dacă m-ați întrerupt amândoi, mi-a fost foarte greu să finalizez ideea. Dacă m-ați fi lăsat, n-ați fi avut această nelămurire. Dacă a fost jurnalist, noi am făcut... lucrează și mai sistematizat. Bun. Nu trebuie o oră să de explice două fraze. În situația de la companie, toți oamenii din interiorul partidului care aveau pregătiri pe care noi le consideram pregătite, au fost sfătuiți de-a lungul lunilor care au trecut să-și depună CV-urile în... mai multe, pentru mai multe oportunități care erau la nivel central. De altfel, după alegeri, și noi am făcut o listă cu oameni pe care îi susținem la diferite niveluri la, în Guvernul României, da? Pentru agenții, pentru ministere. Prima numire s-a întâmplat să fie cea a domnului Marius Dumitrașcu, acum două săptămâni și mai bine, da? Este o bucurie pentru noi că domnul Marius Dumitrașcu a fost considerat după un, bun după un lung proces de selecție, asta vreți după de convinge. După un proces de selecție, domnul Marius Dumitrașcu elaborat a fost foarte minuțios. Nu știu care este. Doamna, tu știi exact care este selecția? S-a dus la Chițoiu acolo, noi am luat un rezultat bun. Avem vom vedea dacă nu fac treabă, ce se întâmplă după. Păi nu mai zic până la proba contrarie, eu pot fi considerat de rea credință. Bă, l-a contestat ăla pe Marius Dumitrașcu de rea credință din nefericire. Și nu m-aș fi așteptat Și la dumneavoastră. Nu, deci eu vreau doar să eliminăm unele controverse din ați CV. Ați creditat oameni cu CV-uri mai subțiri și ați creditat cu o șansă. Contest eu pe Marius Dumitrașcu. În secunda în care ați auzit numele domnului Dumitrașcu și dumneavoastră și eu, parte dintre politicieni și din colegii din presă, au avut niște reacții, din punctul meu de vedere, nepotrivite. De ce nu ați avut reacții la fel de virulente când ați citit CV-ul domnului Dan Vâlceanu, care era propus și e propus de PNL pentru Ministerul Energiei? Aia e chestie politică. Puneți în oglindă, vă rog, politică. Cele două CV-uri și spuneți-mi, pe cine ați prefera așa. La un asemenea nivel? Pe Marius Dumitrașcu, care a făcut așa. Niște lucruri, da? Sau pe domnul Dan Vulceanu, sau pe domnul Sorinel Boza, sau pe cine ați preferat de fapt? Domnul Sorinel Boza, spuneți-mi și mie ce experiență în minerii și energie a venit, cu ce experiență a venit la Complex Energetic Oltenia? V-ați citat în CV-ul domnului, da? Cu ce experiență a venit? Vă spun eu, făcuse niște cursuri. Bun. De mecanică. Dar stați un pic, că îmi ziceți dumneavoastră acum că vine domnul Dumitrașcu cu un proiect de... Domnul Dumitrașcu. Nu mi-am dus întrebarea la capăt. Nu sunteți un invitat comod, știu. Deci vine acum Marius Dumitrașcu cu mega proiect de mix energetic intern. Nu vine Marius Dumitrașcu, domnul... Dar cine vine, doamna? Claudiu Matei. Cine vine? Dacă v-ați uitat în presa de astăzi, s-ar putea să fi scris colegul și prietenul noastră de domnul Moșteanu materialul. Este vorba despre un proiect pe care CEO și-l propune să-l realizeze în interiorul companiei. Da. Nu a făcut domnul Marius Dumitrașcu. Domnul Marius Dumitrașcu din
păcate, este de foarte puțin timp acolo. Păi, și vine să implementeze ideile lui Boza. Eu spun așa, domnul Marius Dumitrașcu are capacitatea, nu știu dacă va face asta. Spun doar că în momentul de față se presupune că CEO va accede niște bani europeni, pentru care, dacă e nevoie de experiență, experiența domnului Marius Dumitrașcu, despre care spuneți că nu are nicio tangență cu domeniul, este numai bună. Asta mi-a fost argumentul. Bani europeni pentru ce? Eu nu știu dacă... Pentru ce se dea bani europeni? Cine îi dă? Sunt niște proiecte. Am văzut comunicatul de presă al celor de la CEO astăzi și materiale scrise pe subiect. Așa? Cei de la Complex Energetic Oltenia au aplicat să obțină fonduri pentru a crea un mix energetic intern. Și e un proiect pe etape. În prima etapă vor să dezvolte niște alternative. Vor să facă niște parcuri eoliene, vor să facă niște parcuri fotovoltaice. Parcuri eoliene? În Gorj? Fotovoltaice și vor să facă niște eoliene? Structuri pe bază de gaz. Da, eu așa au descoperit că bate vântul aici. Pe gaz la Craiova. Bun, deci, colegii, încercați să îl prindeți la telefon pe domnul deputat Weber să vedem dacă a avut loc, s-au încheiat discuțiile. Am văzut și reacția domnului Weber aseară. Mi s-a părut surprinzătoare reacția domnului Weber. În orice caz, eu știam că firmele pe pierde nu au acces la fonduri europene. Da, s-a fi schimbat acum. Probabil datele probleme. Nu mă pricep foarte bine să vă dau detalii tehnice. Este vorba de niște măsuri ale Uniunii Europene care vin în sprijinul producătorilor de energie pe care îi forțează să achiziționeze certificate de carbon. Cumva e un, dacă vreți, se încearcă crearea unui echilibru, să direcționeze fondurile, cumva să se întoarcă fondurile plătite în certificatele de carbon pentru investiții la aceste companii. Dar știam că nu bagă firme cu pierdere de aia, dar s-ar putea să fi schimbat. Nu știu dacă este declarată eligibilă compania, pentru că eu am citit comunicatul pe site-ul companiei și eu n-am încredere în nimic. Să fost în locul lor, mai bine luam 3 microhidrocentrale care s-au vândut la preț de nimic. Bun, și asta este o variantă, mai ales că mi-amintesc... Pentru că eoliene, eu mizez pe faptul că nu prea bate vântul în gură. Și într-adevăr, în contextul în care vezi că nu se poate și nu se poate, poți încerca plan intern să-ți managerizezi compania cum vrei și să îndrumi în direcția asta, dacă tot vorbim de energie. Eu zic că vântul nu o să bată prea mult în Gorj. Bun, nu e, n-am făcut eu proiectul, greșită. Domnule David. Ca să mai eliminăm o ultimă controversă pe tema domnului Dumitrașcu. Este sau nu este rudă cu domnul Iordache? Nu este rudă cu domnul Iordache. Domnul, într-adevăr, este original tot din zona aceea, dar nu este rudă cu domnul Iordache. Poate, nu știu, indirect de spița șaptea e posibil. Corect. Deci nu este, dar da. Nu este nici nepot, nici cum n-ar. Nici fiind, nici nimic. Nu. Bun, perfect. L-ați prins colegii pe domnul Weber? Mai încercați până răspunde. Da. E tipul discuțiilor. Mai, da, o fi cu doamna Dăncilă la un... la o discuție după... Păi am înțeles din declarația domnului Weber de aseară că trebuia să aibă loc întâlnirea astăzi de dimineață. Mai luăm un CV al celor de la ALDE, a domnului Mănescu, vorbim încă despre experiența în energie. Nu vreau să cad în această capcană, v-am spus. Ce capcană, doamna Târsu? Nu am susținut politic pe nimeni să ocupe o funcție în Consiliul de Supraveghere. Tot ce am făcut a fost, și a fost o discuție în urmă cu luni de zile, propunere. Să sfătuim niște oameni al căror CV era suficient de bogat să-și depună intenția pentru mai multe zone. E posibil să vă treziți în perioada imediat următoare cu alți membri ALDE care vor apărea în alte structuri. Haideți să-i dăm pe membrii toate ALDE politice, care, care vor apărea în directoratul Complexului Energetic Oltenia. Doamnelor, domnilor, avem directoratul. Nu are nicio legătură cu ALDE. ALDE nu a emis absolut niciun fel de listă acum, cu privire la această chestiune. Nu știu de unde are informațiile domnului Claudiu Matei. Vă asigur că de la ALDE nu. Bun, mai spuneați peste 5 minute, poate ne răspunde domnul Weber. Haideți să citesc pe cine susține și propune ALDE. Asta se vehiculează la nivelul Ministerului Cu s-a vehiculat și cu Dumitrașcu și cu Bănescu? Păi nu, cu tot, înainte de... Cu tot dar ALDE nu știe nimic de la ei, nu, e habar n-au. Toți 5 au fost numiți. Au făcut aveta la București de 3 ori pe săptămână, doar degeaba. Nu am intervenit în niciun fel în ceea ce privește numirea membrilor CSE-ului. Este ilegal să faci asta. Din punctul meu de vedere și domnul Weber, în momentul în care a antamat o discuție cu Viorica Dăncilă să facă presiuni să se schimbe CSE-ul, frizează penalul, pentru că... Cum? Păi, cum să poți să spui că te duci să faci presiuni
Păi cine să fie numit cine în Consiliul de Supraveghere? Păi nu asta a spus domnul Bebăla seara. Adică există o discuție și cu liderul dumneavoastră de partid. Iertați-mă, domnul Claudiu Matei, vă văd. Păi dar stai, ce cum vă lipsește ceva? Discuțiile politice. Nu v-ați prins de ceva în discuția, în declarațiile domnului Weber. Deci n-ați înțeles. Deci domnul Weber a spus clar că lucrurile nu vor rămâne așa, amenințat, că lucrurile nu vor rămâne așa și că se duce la București să-l cunoască pe Iordache, la domnul Tăricianu și la doamna Viorica, să se rezolve indiscreția. Știi ce înseamnă amenința? Ai crea cuiva o anumită temere. Cui a creat dacă a zis lucrurile nu vor rămâne așa? Mamă, dintr-o dată au început ea să tremure. Păi, cine? Cine a tremurat? Probabil din cauza că declarația a fost făcută de domnul Weber, dar altfel dacă făcea altcineva declarația, bun, poate vă speriați chiar și dumneavoastră. Citim directoratul. Vă rog, eu nu mă sperii decât de umbra mea, câteodată, seara, când umblu de nebun pe uliță, ca Eminescu când era nebun. Bun. Domnul Davițiu, ia uitați aici directoratul Complexului Energetic Oltenia. Vi-l citesc? Știu că m-apucă râsul imediat. Președintele Consiliului, președintele directoratului, știți cine va fi? Marian Motocu. Ați auzit de el? Da. Se reîntoarce la CEO. Știți că Ștefan cel Mare, după luptă, știi? După ce și-au luat salarii compensatorii, mai întoarcă o dată. Asta e la noi. La... Da. Ștefan se întoarce... Cum era poezia, ce nu? Din cornul Isus. Exact. Oasta lui zdrobită de prin văi se adună. Marian Motocu, președintele directoratului. Mai departe. N-are legătură cu ALDE. Nu știm dacă are. Păi nu știm. Bun. Dar ia uitați acum. Cătălin Stănulescu va face parte păi din directorat. Păi cum are legătură? Soția energie, lui din președintă la Dolj. Pe energie. La Craiova. Soțul doamnei Stănulescu, președintele organizației municipale a ALDE Craiova, nu? Da, da. Mâna dreaptă a domnului Cupă. Cupă. Mai departe. Pe financiar, cine credeți, domnule Davițuie, că va fi pe financiar? Aveți începe o singură variantă. Cu P. Daniel Pităroi. Bun. Și nu știu, iar nu știm dacă are legătură cu ALDE, dar ia mai fiți atenți acum. Dar este bine că le află. Stați un pic. Ia uitați. Le afla la partidul ATE, le mai află și la noi ATE. Pe minerit. Sigur nu. Știți cine va fi? Știți cine va fi pe minerit? N-are nicio legătură cu ALDE, dar niciuna. Cosmin Trufele. Îl știți? Da, cum să nu, la drăguțe. Ce funcție are în ALDE, doamna Târsu? Este membru în biroul politic și vicepreședinte. Iată. Păi toți bun au funcții politice de acolo. Și ultimul, dar nu cel din urmă, singurul supraviețuitor din actualul directorat. Cred că Burlad. Nu, domnul da-ți... Dan Vasile pe strategie. Dan Vasile, da. E cu pe filiera Olguțu. Și rămâne în directorat. Supraviețuiește. Doamna Târsu, domnul Davițiu, îi cunoașteți pe oamenii? Pe toți. Da? Și cum sunt? Unii reșapați, așa, reevaluați, nu? Părerea mea că în afară de, hai, cu indulgență, unul, n-aș vrea să-i pronun numele, restul n-au ce căuta în directorat, hai de să fii serios. Îi cunosc de când au început mineritul, hai să fii serios, n-au ce căuta în directorat, dar mă rog, e treaba lor. Doamna Târsu, e cam liniște. Eu zic că la anul, eu zic că la anul CEO va fi 100% în insolvență. Când? La anul? Da. Păi dăm prea departe. Dacă CEO va intra în perioada dacă va fi cald, insolvență, dacă va fi cald va până fi la anul? Strict din cauza nefericirilor care s-au întâmplat și acestui directorat care în ultimii 3 ani și-a bătut joc de această companie. Indiferent cine va veni nou directorat. Dacă adică nenii ăștia despre care am zis eu. Este orice prima caz dată când aud dacă faceți comparații păi între Bălășoiul. Exclusiv, cum s-a auzit? Că acum i-am spus. Păi dar dumneavoastră citiți despre niște lucruri și mi le puneți mie, că eu acum reprezint ALDE seara asta și dumneavoastră spuneți că ALDE susține, e posibil. Dar nu fiecare seară reprezentați fie... ALDE, dumneavoastră seară. Nu, mă refer la această emisiune, în această seară, ca să fixez bine momentul. Deci, domnule Claudiu Matei, odată că în ceea ce privește numirea directoratului, cei care au competențe sunt cei din CS. 2. Da. Niciun fel de discuție între mine și colegi de partid nu a apărut. Hai să vedem pe cine susținem, nu știu pe ce funcție, da? La companie.
Am auzit tot felul de teorii cu privire la cine ar ocupa aceste funcții în ultimele zile, de una mai, cum să spun, ciudată decât alta și mai controversată și așa mai departe. Eu, în momentul în care aceste nume nu apar în niciun document oficial, nu vreau să le comentez, pentru că am și eu niște opinii vis-a-vis de anumiți oameni de pe lista pe care a citit-o dumneavoastră, am mai ascultat alte liste citite de altă lume și am opinii și acolo. Pe de altă parte, nu înțeleg nevoia dumneavoastră de a desena niște ținte pe spatele unor oameni înainte ca aceștia să fie numiți în funcție. Pentru că... Așa? Asta chiar că e tupeu să-ți așa permiți să discuți la o emisiune de ceva, ce va fi. Nu. Vreau să spun. Deci, pun o îndoială la modul foarte serios. Da? Sunt sursele domnului Claudiu Matei, pentru că nu au putea să citească, dar putea să citească pe oricare alții. Care e problema? Alde nu poate să aibă aceste informații, dar dânsul spune că noi Alde îi susținem pe oamenii ăștia. Cum pot eu să cred vreo iotă din ce spune domnul Claudiu Matei? E logic, mă înțelegeți? Păi la fel a spus și acum două săptămâni că va apărea în Consiliul de Administrație Marius Dumitrașcu și cu Bănescu. Dar acum 3 minute am zis că la nivelul Ministerului Energiei circulă varianta asta. Am zis eu ceva că circulă la nivelul ALDE? Da, eu am înțeles că dumneavoastră ați spus că din zona ALDE, că vin ați informațiile din zona ALDE. Că tocmai de asta aveam niște... Și bun, vă grăbiți și să faceți... A spus că întâmplător cei de pe listă sunt membri ALDE. Nu, doamne, n-au nicio legătură Ministerului cu nici Trufelea cu domnul ALDE. Trufelea are legătură cu ALDE fără niciun fel de drept de apel. Domnul Stănulescu are legătură cu ALDE Dolj. În ceea ce privește pe ceilalți, nu știu să fie membri vreți de partid. Vreți să vă spun ceva? Bine, nici domnul Boza nu e membru de partid, haide pentru că n-am apucat ceva, să-și facă adezina la PSD. Doamna, asta e o altă discuție. Haide să vă spun ceva. Mai puțin de ce nu vreți să doamna Târsu, nu dumneavoastră, ALDE? Uitați, doamna, oameni ca precum Cosmin Trufelea, e pe mine lit. Păi ce să-i zici omul ăsta? Este inginer de câți ani? De 20 de ani, 20 ceva de ani. Ce să-i zici? Că n-are legătură cu mineritul? Că zice ăla, băi, nebunilor. Cum? Nu? Da, în privința celorlalți mai avem discuții. Unii sunt din siajul fostului, foștilor lideri, unul politic, Manțog, și altul sindical, Condescu. Cum doamne, chiar așa, reșapații se întorc la CEO? Pe așa se propune leal, de ce să deci le eu nu știu de ce, vă fac, de ce faceți astfel de referiri. Din ce mi-amintesc eu, în perioada în care Manțog avea un rol important în minerit și energie, cu tot dragul, probabil că niște fețe așa, niște obraji mai subțiri o să fie foarte scandalizați acum, Ionel Manțog a reușit să facă multe lucruri bune în minerit și energie și vă reamintesc cât de mult a ținut, de exemplu, la mixul energetic și că dacă în vremea aia am fi avut minte cei din Gorj, acum lucrurile ar fi stat pentru țară altfel. Manțog a venit cu propunerea Electra și cum se numea cealaltă? Energetica. Singurele variante viabile și care la vremea respectivă ar fi putut puse în practică puțin. Vă rog. Vă pot corecta puțin. Știți cu ea a fost ideea? Nu știu că a fost ideea, eu țin minte cine o promova și cine a ținut foarte tare în spațiu public ca lucrurile astea să se întâmple. Cine a susținut-o până la urmă? Mă rog, da. Dar este cu totul altceva. Bun. Bun. Eu vă pot spune din cauza cărei formațiuni a trecut. Din câte mi-am zis, că atunci PSD-ul, parcă, da. Bine, au fost contestate și în instanță. A fost un scandal foarte mare atunci și sindicatele au intervenit și a fost așa o reținere totală. Dar sindicatele tot timpul s-au apropiat de partea stângă. Dar cred că sunteți de acord cu mine că de la momentul acela și până în zilele noastre, nimeni nu a mai avut un proiect măcar pe aproape de cât era de, cum să spun, elaborat acest proiect. Și vedem acum că până la urmă, chiar dacă, nu știu, existau niște victime sindicale, chiar dacă se întâmplau niște frecușuri, picau niște capete la vremea respectivă, pentru Gorj și pentru România, noi să avem mixul energetic acum făcut, era foarte bine. Bun, așa colegii... că dacă parte din oamenii ăștia au făcut parte din echipa cu viziunea de la vremea aceea, poate nu lucrurile pentru nicio companie. Nu, n-au. Domnul Claudiu a spus că au fost directori, nu că au făcut parte din acea echipă. N-are spunea că sunt în apropierea, domnul, a făcut referire la domnul Manțog. Au fost directori pe undeva. Bun. Dar nu fost pe domnul Mihai Weber la telefon. Domnul, băi, deci mai încercați. Ce să mai e? Până la sfârșit de emisiune tot sunați. Până la urmă se ne dă. Speranța moare ultima. Și vă zice, bă, ce vezi? Dragii mei din regie. Domnul Davițuiu. Se speră până în ultima secundă. Doamne, unde sunt liderii de sindicat în perioada asta?
zile și nu i-am auzit pe niciun exprimându-se public. S-au culcat? Nu, cred că la vânătoare sau la un chef. Nu știu unde. Deci n-a zis liderii de sindicat. N-a zis niciunul. Da, nu. Păi da, liderii de sindicat, după părerea mea, și-au obținut tot ce au vrut. S-a angajat, s-au bine mersit toate condițiile. Și cred că prea puțin îi mai interesează rotația de la nivelul conducerii CEO. Da. Sau soarta. Că dacă le-ar fi interesat soarta complexului energetic, exact. Ar fi avut alte atitudini și în acești 3 ani. Da. Dar părerea mea este că sunt mulțumiți că ce li s-au oferit și cred că cu greu îi mai vedem să îi impună vreun punct de vedere în ceea ce privește schimbările la complexul energetic Oltenie. Bun. Bun. Și oricum bine, lucruri de care dita trebuie să se mai intereseze. Controlau lucrurile. Așa, din punctul meu de vedere, sindicatele n-au reușit nici în această perioadă în care managerul a fost domnul Cuza să aibă și eu, că nu trebuie să-și mai bage o coloană vertebrală. Foarte puțini lideri de sindicat au făcut remarcați și asta e trist, pentru că până la urmă angajații companiei cred că și-au pus multe baze în liderii de sindicat și aceștia au fost o dezamăgire. Da, dacă o să aveți succes, eu îmi doresc sindicate puternice la companie și îmi doresc din suflet, domnule Davițoiu, să se întâmple ceva bun. Nu mai luați 11%, luați 20%. Dar s-ar putea din 11% să luați 3%. Și eu cred că consolidându-ne echipa vom obține rezultate și mai bune la nivelul județului Gorj pe viitor. Și echipa se consolidează. Pe de altă parte, vă spun cu toată sinceritatea și mă uit în ochii dumneavoastră la amândoi când vă spun asta, că am încredere, până la proba contrarie, că se încearcă o revitalizare a companiei. Iar Marius Dumitrașcu, pe care eu îl cunosc și care ne-a fost alături în ultimele luni, cred că dacă va fi lăsat, chiar va face lucruri care au... Gabriela, tu te-ai mai uitat în ochii doi și la luat parlamentare și ai spus că aveți cea mai bună echipă. La ultima emisiune. Dar, domnule Davițo, eu vreau să vă spun că 4%. În continuare cred că până la sfârșitul acestui mandat de europarlamentar o să-mi dați dreptate, că mulți dintre cei care au ajuns acolo sunt mult, mult sub Norica Nicolae, sub Renate Weber. Până la urmă, câți europarlamentari? Băsescu e sub Renate Weber și sub Norica Nicolae. N-am atacat oamenii pe care i-a trimis partidul dumneavoastră. Spun că europarlamentari intrați în această legislatură de la mai multe partide politice, veți vedea că nu au ce să caute acolo. Deci, cu tot dragul. Bun. Vă uitați pe ecran. Dar Norica Nicolae n-avea ce căuta. Că a zis că redresează compania, doamna. Redresează compania, doamna. N-am zis, eu sper. Mi-am manifestat optimismul. Da. Bine, sper și eu. Și cred că... Sinceritatea din ochii ei s-a văzut deja. Uitați sursele mele, tot din Ministerul Energiei, zic așa. Demisii și insolvență. Da, am auzit teoria că nu știu ce clauze au în contracte și că dacă și-ar da demisia membrii directoratului, iar nu știu ce bani și-ar scuti la... Păi nu e posibil să fie niște demisii chiar prin Ministerul Energiei, chiar în această seară sau mâine, dacă nu s-au întâmplat deja, nu știm noi că nu răspunde nimeni pe acolo. Demisii și... din partea cui? Și o să încercăm să îl prindem la telefon pe... Deci după părerea mea, de la o vreme totul s-a ajuns prea jos de totul e făcut fără o lipsă de transparență totală. M-am uitat, Tăricianu până acum 3 luni de zile să n-audă de Muguri Sărescu. După ce a văzut dezastrul de la europarlamentare, cine apare pe prima pagină că susține pe Muguri Sărescu? Bun, dar Tăricianu. De deci la care Iliescu încoace, ascultați-mă, de la Iliescu încoace, Iliescu, Băsescu, Constantinescu, Iohannis acum, au avut de-a lungul timpului tot, au susținut, brusc l-au susținut pe domnul Isărescu. Da. Sunt niște semne de întrebare acolo la adresa tuturor partidelor politice și a tuturor politicienilor cu privire la domnul Isărescu. De ce nu întrebați pe Tăricianu ce s-a întâmplat, de s-a răzgândit? Poate vă spun azi că e cel mai slab. Băsescu, că și domnul Băsescu l-a susținut pe domnul Isărescu, dacă vă amintiți. Că e mai bun decât ce se vehiculează prin culisele ALDE și PSD. Tocmai de aia zic că e posibil să știe mai bine domnul Băsescu. Îl avem prin telefon pe informat. Jurnalistul Dan Moșteanu. Bună seara, Dan. Bună seara, Claudiu. Bună seara, domnul Davidiu. Bună seara, Gabriela. Chiar întrebați-mi de tine. Pentru Gabriela, din Giuveanu, dar și o întrebare, sau pentru scuze.
A fost foarte interesant o declarație pe care ai făcut-o în minutele trecute. Ai vorbit despre noul secretar de stat, că este un expert în energie fotovoltaică, da? A făcut un parc fotovoltaic. Nu am spus că este un expert, am spus că are experiență. Experiență, da, să știi că la nivelul județului Gorj sunt foarte mulți oameni de afaceri care au făcut I-am dat exemplu Viorel Petcu, are primul parc fotovoltaic din județul Gorj. Da, diferența este că... Iar a doua declarație foarte interesantă din punctul meu de vedere și chiar aș vrea să-mi spui dacă ALDE susține punctul ăsta de vedere, este ceea ce ai spus tu despre acel mix intern, nu se numește mix intern, cu acele parcuri, exprimarea ta a fost de genul complexul energetic Oltenia va avea viitor doar dacă se vor face acele parcuri fotovoltaice. Nu, n-ați înțeles, probabil că n-ați urmărit emisiunea, probabil că aveați diversiuni în jur. Vă spun imediat și intrăm în dialog. Eu am spus că am văzut astăzi, am citit un comunicat, într-adevăr că l-am citit integrat într-un material și nu... N-am fost extraordinar de atentă, dar am văzut și era ce am citit eu, nu exprimam părerea nimănui, că există în momentul de față un proiect pe fonduri europene pe care îl accesează Complex Energetic Oltenia pe măsura 10D, dacă nu mă jală memoria, în cadrul căruia se vor crea mai multe, nu știu cum să le spun, ca să nu mă certați din nou că mă exprim necorespunzător, printre care unități de producție pe gaz, parcuri fotovoltaice și nu mai știu, deci erau mai multe lucruri acolo pe care și le propun să le facă prin acest proiect. Iar în ceea ce privește profesionalismul lui domnului Dumitrașcu, eu am spus așa, că a făcut nu unul, ci cinci parcuri eoliene a făcut domnul Dumitrașcu în colaborare cu firme credibile, recunoscute atât pe plan național cât și internațional, unde a coordonat activitatea acolo. Deci nu putem ieși la televizor, cum ați făcut dumneavoastră, domnule Moșteanu, să spui că Dumitrașcu nu are nicio legătură cu energia, că uite că are. Absolut niciuna. Știți cât bagă un parc fotovoltaic în sistem, doamna? Am zis parc eolian, dacă am zis fotovoltaic am greșit, m-am referit la parc fotovoltaic când am vorbit despre proiectul CEO. Am înțeles. Păi, să știți că la nivelul județului Gorj sunt oameni care s-au ocupat și au făcut mult mai multe decât domnul Dumitrașcu. Eu n-am pus la îndoială capacitățile domnului Dumitrașcu. Dar a spus că n-a nicio legătură cu mineritul și cu energia, domnule Moșteanu. Chiar asta ați spus aseară, v-am auzit eu. Dan, te rog, dacă ai vreo întrebare de final, te-aș ruga. Înțeleg că ne ducem pe energie regenerabilă. Probabil că în perioada următoare o să dăm deoparte cărbunele. Probabil că domnul Dumitrașcu va semna PNI-ul ăla, nu? Care știți că e directiva Uniunii Europene. Să ajungem la vreo 34-39 energie fotovoltaică și lăsăm mi se pare, cărbunele 36. Domnule Moșteanu, dacă omul ăsta care a venit de două săptămâni, dacă deja încercați să-i puneți în spate ce directive trasează Uniunea Europeană și contractele pe care le semnăm noi cu acordurile europene, sunteți mai mult decât deosebit, adică m-am amuzat teribil. Îmi pare rău. Trebuie să vă spun că de astăzi domnul Dumitrașcu probabil că discută cu Comisia Uniunii Europene. Evident, dar să puneți pe seama lui lucrurile care deja sunt întâmplate. Uniunea Europeană nu urmează să. Uniunea Europeană deja a spus clar care este poziția vis-a-vis de producătorii pe bază de energie. Nu induceți ideea că urmează și că Dumitrașcu va negocia prost. S-a negociat deja prost. Da. Dar dumneavoastră ați indus-o, nu eu. Nu, pare rău. Dacă pare rău, domnule Moșteanu, eu am dacă s-a ocupat de eoliene, deci în general de regenerabile, și a fost secretar de stat. Bun, de... mai domnul Moșteanu, pe fir că vreau să-i spun că noi ce, nu mă deranjează să mutat, dialog direct cu domnul de ce Bozan. De ce l-a mutat din pe regenerabile pe... Nu e nicio problemă, exact. Noi mai vorbim la cafea. Domnul Bozan poate să intre direct dacă își dorește. De ce l-a mutat din pe regenerabile dacă era un specialist? L-a mutat pe minerii și energie. Cine l-a mutat? Nu. Domnul Marius Dumitrașcu nu i s-au acordat competențele oficial încă. Discuția care a inflamat foarte tare în Partidul Social-Democrat și lumea pe la complex a fost această știre apărută pe surse că Marius Dumitrașcu va avea competențele... Nu este pe surse, doamna, trebuie să nu vă informează domnul Iordache. Colegul dumneavoastră, domnul Anton Pan, nu, de la domnul Ministerul Anton Energiei, Anton, nu am dialog, vă mărturisesc. A fost emis ordinul ei.
Eu știu că nu a fost emis ordinul. Nu a fost emis ordinul. Nu, era o știre pe surse și că a fost o discuție. Să cer de la sursele mele prost informate ordinul ministrului Anton Pan. Vă rog, pentru că eu încă nu am văzut acest ordin și până când nu-l văd, eu nu pot să declar oficial până nu văd că s-a emis document, eu nu pot să declar oficial că domnul Dumitrașcu a preluat... O diferență colosală între minerit și energie. Modul de producție al energiei de pe acest sistem cu regenerabil. Bun, dar care te rog dacă e un bai mult mai simplist. Vă spun doar atâta, că nu primise niște atribuții după care s-au schimbat. Nu, dar e mult mai simplist la regenerabil. Stai să terminăm cu Dan, că nu l-am auzit la telefon. Nu mai o secundă. Vă rog, te rog, Dane. Da, să-i spun și doamnei Gabriela, poate nu e la curent. Azi dimineață s-a predat ștafeta de la domnul Vișan către domnul, cum îl cheamă, Dumitrașcu. Da, deci este, îmi pare rău că trebuie să spun, e un secretar de stat cu drepturi depline, care se va ocupa probabil de ceea ce înseamnă cărbune și în relația cu Uniunea Europeană, iar ceea ce scrie în PNI ar trebui să fie responsabilitatea dumnealui începând de azi dimineață de la ora 8 și nu numai aia, sunt foarte multe lucruri. Da. Ar fi interesant o discuție cu domnul Dumitrașcu. Poate într-o emisiune, poate veniți cu dumnealui, doamna Gabriela. Mulțumesc mult, Dan Moșteanu, jurnalist a fost. Facem ce înseamnă energie. Bine. Mulțumesc frumos, colegi. Încercați să-l prindeți pe... Mai avem 6 minute. Bun. Pe domnul secretar de o stat Vișan. O precizare pentru domnul Moșteanu. Acum, domnul Marius Dumitrașcu și-a exprimat disponibilitatea ca în viitorul foarte apropiat să participe la emisiune, să răspundă la toate întrebările. Acum? În ceea ce privește... Acum? Nu acum. Știi, am avut o discuție cu dânsul pe acest subiect și mi-a spus că va intra, va veni la emisiune, va participa cu proxima ocazie. Doi, dumneavoastră vă spun că nu-i fuseseră date niște atribuții care după aceea să-i fie schimbate, că n-a avut atribuții directe până acum și că de-abia acum înțeleg că s-a semnat ordinul. Mulțumesc, domnului Moșteanu, eu nu am văzut încă ordinul și eu v-am spus prima dată, trebuia și dumneavoastră vă mulțumesc, dar încă nici dumneavoastră, nici domnul Moșteanu nu aș furniza dovada, iar eu în calitatea mea de purtător de cuvânt ALDE nu pot veni să spun ceva ce n-am văzut și nu am pe cale oficială. Am crezut că avem telefonul, domnului Vărău. La fel, acum, colegii. Da. Îl avem prin telefon în aceste momente pe secretarul de stat în Ministerul Energiei, domnul Doru Vișan. Bună seara, domnul ministru. Bună seara și dumneavoastră. Îmi cer scuze că vă deranjez acum și că nu v-am anunțat înainte de intenția noastră, dar chiar sunt importante unele precizări de făcut. Mai exact, dacă a fost semnat la nivelul Ministerului Energiei ordinul cu privire la atribuțiunile producătorilor de energie pe bază de cărbune luate de la dumneavoastră și trecute la domnul Marius Dumitrașcu. Nu vă spărați, acesta este atributul domnului ministru. Domnul ministru emite aceste ordine. Și a fost emis ordinul? Asta era întrebarea. Deci v-am răspuns. Este atributul dânsului, discutați cu dânsul. Am înțeles. A doua întrebare, domnule Vișan, dacă mai rămâne, spune, un minut. V-aș ruga să-mi spuneți, pentru că există informații la Gorj, că dacă ați discutat astăzi, spre exemplu, cu domnul președinte Mihai Weber? Ce info? Nu înțeleg întrebarea. Dacă a avut, domnul Weber afirma aseară că astăzi o să aibă o discuție cu premierul Viorica Dăncilă, cu domnul Călin Popescu-Tăricianu și cu ministrul energiei, domnul Anton Anton. Nu știm dacă a avut loc această discuție și poate ne puteați spune dumneavoastră. Păi, dumneavoastră singur ați precizat între cine trebuia să aibă loc aceste discuții și numele meu nu este. Păi era cu privire la dumneavoastră, domnule secretar de stat. Asta e altă problemă. Nu cunosc această... Am înțeles. Dacă nu se revine la situația anterioară, adică la atribuțiunile pe care le-ați avut până ieri, intenționați să vă dați demisia de la Ministerul Energiei? De ce? Vă întreb. Acestea sunt informațiile care au ajuns la noi și e de datoria mea. Poftiți? Nu, acestea sunt speculațiile, dar de ce? Vă întreb. Eu nu înțeleg că e o normalitate un ministru să rotească atribuțiunile între secretarii de stat. E, da. E dreptul dânsului. Am înțeles. Bun, păi nu, eu v-am întrebat în ideea în care confirmați sau infirmați, deci înțeleg că infirmați. Ce să infirm? Că îmi dau demisia? Sau de ce?
că ați fi intenționat să demisionați din funcția de secretar de stat. Nu, domnule, nu. Nu știu de unde ați scos problema. Știți cum sunt. Vin diverse informații pe la noi, pe la jurnaliști. Am înțeles. Și de asta acum vă ocupați de regenerabile? Nu, eu mă ocup în principal de problema dezvoltării sistemului energetic, mecanismul 410 ETS, nou program de dezvoltare, un program foarte important. Mă ocup de nucleară, mă ocup de uraniu, mă ocup de partea de coordonare de politici energetice, mă ocup de relație cu sindicatul, mă ocup de multe atribuții. Am înțeles. Public. Bine, mulțumim mult de tot, domnul Vișan. Bună seara. O seară bună. Am avut prin telefon pe Doru Vișan, secretar de stat, Ministerul Energiei. După ce a enumerat atribuțiunile, este clar că nu, domnul Dumitrașcu a preluat partea de cărbune. Încă o dată, eu nu am văzut ordinul și nu pot să vă spun în momentul de față. Păi ce contrazicem și pe domnul Vișan acum, nu dacă spune la Tele3? Nu contrazic pe nimeni, spun doar că nu l-am văzut. Am că știu și eu că există aceste discuții, că domnul Dumitrașcu și-ar dori, asta este o discuție, dar eu nu am văzut ordinul și eu pot să vă dau neastră știrea acum. După discuția asta, senzația mea este că domnul Vișan chiar se bucură că a scăpat de mineri. Păi da, da, asta îmi dă senzația, nici am înțeles. Avea atâta entuziasm în voce și așa. Bun. Nu, dar nu era atât de, da, să zic, de... Da, eu nu-l cunosc foarte bine pe domnul Vișan, deci eu îl cunosc, de vă spun. Bun. Că ăsta e stilul de a vorbi, deci nu părea atât de decepționat că s-a luat mineritul. Iată, cine zice, o doamnă telespectatoare, pleacă dracu și vine taxul, domnul Davițiu zice bine că ne ia dracu și mai am, mai citesc două mesaje. Ia uitați, eu sunt tot chiar convins, pot să pun și pariu cu doamna Târsu. Da, tot o doamnă, dar de pariu, până Marius Dumitrașcu nu o să vadă ce se întâmplă la companie. Noi ne bazăm și toate pozițiile noastre publice au fost pe baza celor două rapoarte de control ale ministerului, da? În ambele rapoarte s-au notat niște situații foarte grave în care se vorbește despre pierderi, despre faptul că s-au ratat foarte multe oportunități în ceea ce privește achiziția certificatelor. Gândiți-vă, domnule Davițiu, eu știți foarte bine, anul ăsta nu s-a achiziționat nici măcar unul și sunt datoriile în certificate de anul trecut. Astea sunt lucruri apărute public, nu le știu de la... De unde știți, dumneavoastră, că nu s-a achiziționat pentru anul acesta niciun certificat? Cum, de unde știu? Sunt informații publice. Eu am ascultat declarațiile domnului Boza, cred că, de la dânsul sau de la unul dintre directorii companiei, care au ieșit la o emisiune pe tema asta săptămânile și trecute. Credeți-mă, citesc presa chiar eu noaptea. Asta am nu, sunt de acord cu dumneavoastră, da. Dar eu vă spun ce știu din spațiu public acum. Eu nu am acces la alte informații, nici domnul Dumitrașcu nu a avut timp să aibă acces la alte informații. De-abia aștept să vedem care este situația companiei, dacă e atât de neagră pe cât o știm noi din aceste rapoarte sau nu, și care sunt lucrurile care se pot face în perioada imediat următoare pentru această companie. Pentru că vă spun încă o dată, cred că foarte mult timp a fost menținută această situație pentru că a fost pe placul unor puternici, dar s-a menținut această echipă pe spatele angajaților companiei și pe spatele Gorjului și nu e normal, pentru că această companie cred că merita mai mult. Nu știu dacă cei pe care, prin domnul Alice Dumitrașcu, măsurile pe care, câte, prin dânsul, vor fi făcute de alte companie, se va putea schimba lucrurile. Lăsând câteva nume de ăștia care erau plus pe acolo, erau câțiva specialiști foarte buni, ce știu eu. Știți cum e, domnule Davițiu, degeaba ești bun specialist dacă n-ai coloană vertebrală și te bucuri că te salut, te invită președintele directoratului la o cafea. Haideți și nu mai zici mai nimic ca să nu-l superi. Vă mai citesc un mesaj, surmenez, doamna. Poate-l surmenez. Doamna, pot să vă mai citesc un mesaj, tot de la o doamnă eu. Eu am o slăbiciune, doar doamna mi-a trimis mesaje. Vă rog frumos să-i spuneți, doamne Gabriela, că situația care s-a bătut acum la CEO cu ALDE, nu cred că cineva din minerit mai poate vota ALDE sau pe domnul Tăiceanu la prezidențiale. Nu cred că voturile aduse de Filip Iordache vor aduce voturi în cele în cele trei județe, Gorj, Dolj, Mehedinți. Dar la prezidențiale nici dau cum, că nu mai nici nu mai influențează mult. Da, pentru că vedeți, asta e, până la urmă noi ne asumăm acum. Nu mai influențează mult. Politic, ce facem noi, nu este foarte sănătos.
Pentru că ne asumăm, în momentul de față, prin numirea domnului Marius Dumitrașcu, o sarcină extraordinar de grea, care se poate întoarce împotriva noastră dacă situația este atât de gravă, pentru că oamenii nu vor sta niciodată să se gândească că lucrurile au ajuns în situația disperată pentru că au fost ăștia. Se vor gândi, nu poate să spună că au fost ăștia, că și ei au fost directori. Ce vă tocuri au fost directori? Doi, dar stați un pic, că dumneavoastră porniți discuția ca și cum ăștia deja ar fi numiți în funcție, ceea ce nu-i cazul. Dar nu poate să vină azi de pe Marte. Din perioada dumneavoastră din presă, nu știți nimic de legătura dintre Piteroiu și Iordache? Nu. Și am un mesaj foarte tare de la Eugen Măruță. Numai un pic. O secundă. Măruță, unde e Măruță? Nu știe, că am discutat eu la o emisiune, cum nu știe? De ce zice? Acum vreo 3 ani. Pe tema firmei domnului Dumitrașcu. Zice Eugen Măruță așa, că trebuie să o facă publică, nu? Să vedem dacă a făcut sau va face afaceri cu CEO. De asta trebuie să se știe firma. Logic, uite, un argument cel mai tare de altfel. Da. Păi schimbă acționariatul și nu mai e el, care e problema? Da. Mai aștept o informație. Este o rețetă brevetată de succes, da. Domnul Vulcean, nu mai e nicio firmă. Așa, și va ieși din firmă. Dar niciodată știți când ești cu mortul în casă, nu trebuie să mai dai exemplu pe alții. În ce sens? După emisiune... Da, vă rog, că ați văzut că n-am absolut niciun fel de problemă să discutăm orice. Păi că discutăm de acționaria când aveți la azi de cazul cel mai clar. Ce n-ai mie? Hai să fim serioși. Da, nu știu să vă spun, pentru că nici nu m-au interesat astfel de detalii, felul în care domnul Iordache a ieșit din acele firme pe care ne-a dus la... Ei, până la urmă v-am spus, important e să clarificăm o dată și pentru totdeauna lucrurile, că mereu în spațiu public are jumătăți din astea de adevăr. Iordache are interese, Iordache firme. Păi normal că are interese. Până la urmă, dar nu punctual, nu-i spui, bă, Iordache, ăsta e interesul tău, uite, eu știu că ăsta e interesul tău. Băi, Gabriela, eu dacă îmi trec rudele pe ca să nu mă apar eu, ai senzația că nu sunt tot ale mele? Sau crede, băi, adică hai să încercăm să nu fim atât de ipocriți și de naivi. Spun atât, că în contextul în care... Nu știu dacă dumneavoastră ați avut ceva de construit recent, dar în contextul în care primarii se roagă de firme de peste tot să vină să le facă lucrări, în condițiile în care stau cu ele în fază de licitație și nu se prezintă nimeni la licitații, să vii să spui că Iordache are interese, când firmele la care dumneavoastră faceți trimitere sunt niște firme de construcții care au contracte de acum pentru nu știu câți ani de zile. Și știm foarte bine, lăsăm în spațiu public, așa inducem niște chestii pe jumătate ca referire. Să... Pentru că alții sunt ipocriți și vii cu niște dintre ca să nu dați mai. Pentru că chiar nu mă interesează Iordache și firmele lui. Duceți-vă dumneavoastră, încercați să asfaltați o stradă și găsiți firmă. Dar mă interesează agaricii ăștia pe care îi trimite el și încearcă să spună că el n-are nicio legătură. Care e agarici? În general, care sunt? Care sunt? Mă interesează. Păi nu sunt agarici. Ba da, sunt. Pentru că eu, de exemplu, dacă nu s-ar discuta și n-ar veni pe ăsta pe care îi trimit el să spună că el nu are nicio legătură, chiar m-a interesat firmele lui. Dar încă o dată, din punct de vedere juridic, domnul Iordache nu mai este în aceste firme. Că vă place, că nu vă place, ăsta e adevărul. Eu ce să vă spun, să vă mint? Acum ca și nu vă spărați? Da, dar nicio legătură. Corect, oficial nu se mai regăsește la... Cât de bine face lucrările, am văzut asta iarnă, aia nu ne mai discutăm. Cum arată drumurile care le-au ei întreținere. Să știți, uite, aia e altă poveste. Eu care mă prind peste tot pot să spun mai mult. Mie mi s-au arătat niște lucruri, nu știu dacă într-adevăr, că până la urmă n-am fost eu acolo că s-a semnat contractul sau la lucrări să văd dacă cine ce le-a făcut. Dar am înțeles că sunt lucrări executate de firmele care în trecut îi aparțineau domnului Iordache și care sunt bine mersi după nu știu câte zeci de ani. Uitați-vă și la asfaltări făcute pe unde sunt făcute, că da. Mă zgrob după două luni. Celebrul contract. Da. De întreținere. Suntem la final. Pe timp de iarnă și... Deci și atunci știți ce discuții au fost. Nu le mai reluăm acum. Suntem la finale și 6 minute și 7 ne scot colegii. Vă rog dacă puteți să-i caracterizați într-un cuvânt pe următorii. Vă dau câte unul din directura. Marian Motocu. Ziceți ceva despre dumneavoastră, domnul Davițiu. E apropiat de Olguța și de Cupă. Cătălin Stănulescu, doamna Târsu. Dumneavoastră ați făcut legătura între domnul Stănulescu și Alde.
Așa. Soțul doamnei, înțeleg. Dacă n-a divorțat... Eu nu cunosc personal pe domnul Stănescu. Dacă n-a divorțat, legătura e. Nu știu dacă sunt divorțat sau nu. Am cunoscut-o pe doamna cu ocazia vizitei domnului Tăricianu când am mers la Craiova. Mi s-a părut o femeie politică foarte fiptă așa și mi-a plăcut. Dar alte lucruri despre domnul, despre soțul doamnei nu cunosc, să vă spun. Daniel Pitoroiu. Mi-amintesc niște proteste la care era protagonist domnul Pitoroiu. Pitoroiu Roiu. Și îl susține al de acum pe Roiu, Pitoroiu? Nu. V-am spus că nu știu dacă îl susține din moment ce nu am avut nicio discuție pe această temă în interiorul partidului. Nici nu avem nicio competență să-l susținem de altfel, să vă face o selecție și CSU își va spune ultimul cuvânt. CSU? Cine e președintele CSU? Mă doare capul fratele CSU. Fratele meu din păi CSU s-a ales atât de transparent. Arătați-și nu o procedură de selecție, să o spună măcar teoretic, chiar dacă nu de-o spune practic. Cosmin Trufela, zice ceva, domnul... Vă spun eu despre domnul Trufela. Nu, păi eu nu vă întreb despre dumneavoastră din bătătură. Știu... Om de echipă este Cosmin Trufela. E un băiat de treabă, dar nu știu, cred că dacă e pentru... Și specialist. Vă provoc. Da, dacă e cu experiență... Eu sunt aici și sunt... E bine, zice și despre Dan Vasile, doamna... Nu-l cunosc. Dacă ține... Îl știți, pe domnul Dan Vasile? Da, uite, domnul Dan Vasile, pot să vă spun că este apropiat de cei care s-a apropiat și de USR. Cam ăsta va fi directoratul... Cu cât mai multe stele, cu atât mai bine pe umăr. Păi nu, că stele au aia din CS. Din CS și din comitetul director, deci... care se preconizează aici, 85% au stele. Au, păi, dacă au studii la Academia SRI și așa mai departe. Deci cine zicea că numește directoratul va fi o distracție. Doamna Târsu, cine zicea că va numi directoratul complexului? Nu eu, clar. Dar cine? De ce cereți mie să mă... Dar cine? CSU. Consiliul de supraveghere. Și cine e în Consiliul de supraveghere? Cunosc doi oameni din Consiliul de supraveghere. Unul dintre ei este domnul Marius Dumitrașcu. Nu e niciunul fratele meu. Și ceilalți doi îi cunosc pe ceilalți cinci. Bun. Păi stați un pic, că nu, că este un reprezentant al fondului proprietate acolo, din câte am înțeles, adică... Și atât. Cum și atât? Restul numit de minister. Păi bun, sunt numiți de minister, dar ceilalți oameni, adică dumneavoastră vreți să-mi spuneți că și-au dat mâna niște prieteni și s-au dus, bună ziua, vrem și noi toți cinci prieteni. E mai rău de atât. S-au întâlnit la restaurantul Decebal și au pus-o de... l-au scris pe hârtie și s-a dus chițoiul cu ei, ăsta e consiliul de administrație, l-a arătat lui Anton. Ăsta face, dar nu vreți într-o zi. Bun. Durează o săptămână până ajunge la semnă. Înțeleg că suntem la... Am și o întrebare până la urmă, ieșim, domnul Weber va răspunde la telefon, că vreau să știu și eu cum a decurs întâlnirea deci cu doamna Dăncilă. Nu ne-a răspuns domnul Weber. Aoleu, da. Necertat, cam ăsta este, era bine dacă intra. Consiliul de directoratul complexului deci, uite, dat pe surse. PSD nu mai au valoare. Da. N-am spus asta. Nu știm dacă s-a întâlnit astăzi domnul Weber cu era premierul Dăncilă și cu domnul Tăricianu și cu ministrul Anton Pan. Habar n-avem dacă s-au întâlnit. Și-au pus de o fabulă. Nu știu dacă va ieși vreo fabulă pe tema asta. Mulțumesc, doamna Târsu, pentru participarea în această seară. Și eu vă mulțumesc pentru discuție. Mulțumesc, domnule Davițoiu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost și în această seară alături de noi. Urmează știrile Tele3, Eugen Măruță la Dilemele Zilei. Ne vedem mâine seara la 19. Nu știm, cred că tot cu ce o sau ceva, dacă nu o să dansez eu pe aici pe mese. Toate bune până atunci.